Bun găsit, dragi prieteni! Deficitul de magneziu, pe lângă multe probleme pe care le poate genera, precum stările de anxietate, ar putea să ducă și la un apetit excesiv pentru dulce, o poftă exagerată de a mânca dulciuri. Acum, dacă ar fi să ne gândim la cât de mult ne plac nouă femeilor dulciurile, cred că toate avem un deficit de magneziu fantastic. Poate că și medicii, poate că dacă ar fi să întrebăm un medic, eu ne fiind un specialist, ci relatându-vă pur și simplu ce am citit într-unul din articolele recente, poate că dacă am întreba un medic, ne-ar spune că așa și este, că avem un deficit de magneziu destul de mare, foarte multe dintre noi. Cert este că acest magne B6, magneziu B6 și în general magneziu este un mineral foarte folositor în viața femeilor de zi cu zi, pentru că îți dă cumva o stare mai de calm. Eu am încercat, pur și simplu, nu mi-am făcut într-adevăr niște analize care să releve vreo carență de magneziu, dar am încercat timp de 10 zile să iau magneziu și mă simțeam mult mai bine, mai calm, mai liniștită, n-aveam acele stări de agitație. La momentul respectiv nu mi-am dat seama dacă am o poftă mai mare pentru dulciuri, însă, în general, aceste B-uri, vitaminele care conțin și acest complex B, mie îmi dau o poftă de mâncare mai mare decât în zilele în care nu le iau. Dar ce este important de spus este că aceste carențe de magneziu, pe lângă stările de anxietate, pot să crească, să dea și această poftă pentru dulce. Și dacă îl iei, nu mai simți, sperăm noi, să tratăm această nevoie a organismului de a mânca dulce. E practic nevoia noastră, e o ușoară dependență de zahăr pe care ne-am construit-o în timp, e un obicei pe care îl avem de multă vreme. Și așa cum e greu să renunți la aceste obiceiuri nesănătoase, la orice obicei nesănătos, e greu să renunți și la zahăr. Dar iată că dacă te știi cu probleme de deficiențe de magneziu în organism, cu siguranță că această dorință de a mânca dulce este cumva justificată. Nu mai îmi amintesc, repet, atunci, în zilele în care am luat magneziu, dacă mai aveam poftă de dulce sau nu. Ar fi trebuit probabil să nu mai am. O să încerc din nou să-mi reduc pofta de a mânca dulciuri prin administrare de magneziu, asta întrebând însă mai întâi medicul să văd dacă nu am vreo problemă cu conținutul respectiv de magneziu din vitamine luat zilnic. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață!